Ministrul companiei spune că a venit la CEU pentru a se asigura că managementul companiei face toate eforturile pentru ca gigantul energetic să urmeze linia crescătoare de dezvoltare impusă de minister. El a mai precizat că la companie este nevoie de un plan de eficientizare și restructurare pe care îl așteaptă acum de la managerul CEU. Complexul energetic Oltenia nu este în insolvență. Și cei care susțin acest lucru fie nu se pricep, poate unii dintre ei sunt rău voitori, sau poate unii vorbesc cu ușurință despre astfel de lucruri. La rândul său, managerul CEO spune că are în derulare un plan de eficientizare ce va fi pus în practică începând cu 1 iunie. Am reușit să reducem în noua structură pe care am prezentat-o peste 100 de posturi. Această organigramă va intra în vigoare începând cu jumătatea anului. Liderii minerilor au văzut întâlnirea mai mult ca pe un seminar decât ca pe o dezbatere în care s-au căutat soluții. Dacă nu se va concretiza absolut nimica, ori ne vom duce noi la dumnealui în București, ori va mai veni dumnealui încă o dată la noi până la Paști. Aș recomanda unui procuror DNA care vrea să fie consacrat și să fie o celebritate, care e la început de carieră, să ia acest dosar și să deschidă un dosar numai pe aspectul ăsta, că companiile românești și cetățenii sunt furați, tâlhăriți de inițiatorii acestor legi care nu sunt străini de ceea ce se întâmplă. Liderii de sindicat au anunțat că până ce nu vor fi luate măsuri concrete de salvare a CEO, nu vor renunța la ideea de grevă.